Pe centura Timișoara Sud au apărut porțiuni asfaltate. Sunt mai mulți kilometri pe unde stratul de asfalt a fost turnat, dar mai sunt secțiuni unde se circulă în regim de șantier. Lucrările avansează însă bine. S-a ajuns la peste 75%, iar termenul de finalizare din iulie pare că va fi respectat. Mobilizarea de pe șantier rămâne și ea mare, cu sute de muncitori și lucrări pe timp de noapte. De pe terasamentul de piatră și pământ se ajunge rapid pe asfalt pe centura Timișoara Sud. S-a așternut stratul de bază pe câteva sectoare din zona Fraidor spre DN59, zona Moșnița Nouă și în apropiere de Ghiroda. Se mai lucrează intens însă la pasaje și poduri, unele dintre aceste lucrări fiind complexe. Autoritățile spun că în ultima perioadă pe șantier au fost constant peste 550 de persoane, de la dulgher, la fierar, laborant, specialiști în trafic sau mecanici. Se lucrează susținut la umpluturi, șanțuri, la viitoarele parcări, la consolidarea terasamentelor, la zidurile de sprijin din pământ armat, se realizează blocaje de piatră, se relocă rețeaua de distribuție de apă și se montează sistemul de iluminat. Și la intersecția cu drumul boilor de la ieșire din Timișoara spre Moșnița Nouă. Termenul de finalizare a centurii Timișoara Sud este iulie 2024. Șoseaua va avea 26 de kilometri, iar valoarea lucrărilor se ridică la 387 de milioane de lei, fără TVA.